Eu când e mică, dar am început mult mai serios, mă ocup de la 4 ani. Frecventam diverse colective de muzică și dans pentru copii și de atunci cumva părinții și-au dat seama că asta este menirea mea în viață. Când am decis că deja trebuie să mă ocup mult mai serios de asta, am mers și la școala de muzică Poliakov și acolo cumva am învățat instrumentul, muzica în toată măria sa. Inițial eu vreau să cânt la vioară, dar părinții mei au ales pianul, tata mult ce a dorit să cânt la pian și așa s-a întâmplat. Dar acum foarte mult îl iubesc și chiar îmi place să cânt. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when they carry me home. Ne convingem că oamenii talentați sunt buni nu doar într-un domeniu. Așa este și în cazul Evelinei. Atunci când lasă pianul și muzica, ia trusa de make-up și începe magia. Eu deseori mă macheam singură la concursuri când plecam în străinătate și cumva cu timpul m-am perfecționat în asta și am ajuns la momentul în care eu am spus că vreau să am un hobby pe lângă muzică și la clipul meu eu am fost propriul make-up artist. Eu am pus bazele pe un machiaj artistic pentru dansuri sportive. Și deja am început recent să fiu și la clipuri video ca make-up artist pentru diversi artiști.